Salut, salut și bine v-am găsit la un nou unboxing și pe acest canal. Astăzi o să vă prezint un microfon pentru streaming, atât pentru laptop cât și pentru PC, și anume Trash GXT 232 Mantis, un microfon pe care îl putem numi un Best Buy, deoarece oferă tot ceea ce îți dorești la uh, prețul său de aproape 180 și ceva de lei, dar uh, depinde și de norocul pe care îl ai atunci când le că îl poți găsi și mai ieftin. Bun. Pentru început trebuie să știm că este un microfon de tip condenser cu conectare pe USB și este de tip uh, plug and play, adică l-ai băgat în calculator și în laptop și el îți merge imediat. Um, nu ai foarte multe setări de făcut la el, nu îți trebuie un driver, dar uh, tot ce trebuie să faci este să te joci la nivelul audio ca să îți setezi uh, vocea ta în funcție de preferințe. Și zic asta pentru că vom vedea noi la teste că dacă îl dăm în 100%, oarecum va capta cam tot ce e în jur, adică ventilatoare și chestii de genul, dar, atenție, nu va distorsiona și nici măcar nu va fâșii, vâjii și ce mai vrem noi pe acolo. În cutie vom găsi un sticker traj GXT, deja știm asta. Ne-am obișnuit cu ideea. Vom găsi un certificat de garanție și un manual de instrucțiuni pentru a utiliza și a monta acest microfon, care după mine se montează foarte ușor și este destul de finuț. Cum am spus, este de dimensiuni mici, chiar foarte mici, comparat cu câta brațul și ce mai am eu pe aici <laughs> pentru a folosi audio tehnica AT2020 USB plus pe care îl folosesc în viața de zi cu zi, dar vorbim deja de un buget mult prea mare. Bun, ce mai avem aici? Înăuntru mai găsim un trepied. Hai cu focusul. și avem și un pop filtru și un shock mount care va reduce vibrațiile și orice lovitură pe care o vom plasa în birou. Microfonul este perfect pentru podcasturi, vloguri, voice-over-uri, înregistrare de muzică sau, cum a spus, streaming pe YouTube, Twitch, Facebook. Deoarece reproduce clar, foarte clar chiar am putea spune vocea pe care noi o avem. Mount-ul pe care îl vedeți voi aici în imagini este prins pe acest trepied. Iar acea sârmuliță, să zic așa, pe care o vedeți voi în folia de mai jos, va fi folosită pentru a strânge acest pofiltru. filtru care, după mine, este unul de dimensiuni ok. În general nu plac pop-filtrele rotunde, deoarece îți ocupă foarte mult, foarte mult spațiu, dar acesta este mic și nu te încurcă. Microfonul fiind așezat pe birou chiar nu are cum să te încurce. Aici avem o șaibă care va strânge po filtru să nu joace. Și o să trecem și pe partea de montare, dar nu înainte de toate, haideți să vedem și cum arată microfonul, pentru că asta ne interesează cel mai mult, designul lui și cam ce ne oferă în bugetul pe care îl avem. Cum am spus, este un microfon condenser, Asta înseamnă că va capta sunetul din două părți și pe lângă asta conectarea se face, cum am spus, în port USB și este plug and play. Adică l-ai băgat și începi să-l folosești fără alte setări. Hai să vedem și cum se montează. La montat, treaba e mult mai ușoară. Pe scurt, o să și acest cablu jos, vei lua mount-ul și îl vei prinde de trepied prin răsucire până când nu mai poți să înfiletezi, după care vei lua cablul și îl vei băga prima dată prin acele două fante din shock mount. Sau amortizor de șocuri, îmi place să zic mai mult shock mount sună mai profi, să zic așa, și apoi vei lua microfonul și îl vei băga exact în acea gaură de pe mijloc că doar acolo ți intră. După care, desfiletezi puțin șuruburile alea două, aici e puțin mai complicat pentru că trebuie să le poziționezi uh, găurile în aceeași linie, altfel uh, sărmulița asta de pe pop-filtru nu îți va intra, dar se poziționează destul de ușor, nu trebuie foarte multă forță și trebuie să ai grijă să nu le rupi, nu par să fie uh, foarte casante, dar uh, nici n-aș vrea să M-a apăs cu toată forța pe ele. Se desfiletează ușor și apoi pui acea de care vei lega de care vei lega acel pop filtru. Și odată fixat, tot ce trebuie să faci este să strângi acele două șuruburi la loc pentru a nu avea un joc prea mare. Sârma asta se bagă cam cât de mult vrei tu, nu e o limită. Apoi, uh, ei po filtrul. Are o gaură doar pe o parte, pe cealaltă parte este plin, deci nu este o gaură care să treacă. Atenție că acest plastic uh, cu siguranță va pocni, deci să nu-l strângi foarte tare. El se strânge destul de ușor, nu trebuie foarte multă forță și. Cam asta e, hai să trecem și pe partea de teste, cam așa arată și cam așa se montează, eu am spus este un microfon, după mine, best buy la banii și pentru ceea ce oferă. Hai să vedem testele. Acum vorbesc direct din Audio-Technica 20 2020 USB+, microfonul pe care eu îl folosesc în viața de zi cu zi. Ce trebuie să știm este că acesta este un microfon tot USB plug and play, dar bugetul și prețul său este unul mult, mult mai mare decât al Mantisului. Acestea fiind spuse, hai să trecem și la cum se aude Mantisul. Acum vorbesc direct din microfonul Trage XT 232, adică Mantisul pe care l-am desfăcut mai devreme. Cred că este un microfon destul de ok, cei drept nu se compară cu un microfon de studio uh, profesional care este de 3 ori sau de 4 ori mai scump, dar uh, își face treaba foarte bine, sunetul este unul bun, acum microfonul este la maxim. Cei drept s-ar putea să capteze uh, ventilatoarele de la calculator dar își face treaba destul de bine din ce am văzut. Partenerii de pe Discord nu se plâng de vâjit, fâșit sau chestii de genul, indiferent de distanța la care stau. Microfonul este unul plug and play, așa cum am spus în acest review și eu îl consider oarecum un best buy pentru piața în care este încadrat.